chiar nu mai este nevoie. Nu este nevoie de pelerin. De unde este balastul ăsta de aici? Ăsta l-am cumpărat. Dumneavoastră. L-am cumpărat că eu am soțul bolnav și nu pot să ies din curte. Ce vreți mai mult de atât? Pentru că au venit, vine, sapă, nu face lucrări de calitate, să surcă, să vă fac canalele la loc și rămân mașinile suspendate în canalizare. Am înțeles că sunteți cu gunoi în curte de 3 săptămâni? Da, suntem cu gunoi în curte pentru că suntem umiliți, chiar puteți să mă înregistrați. Suntem umiliți odată de la stradă și odată pentru că utilitățile noastre nu ne le ia absolut nimeni în considerație. Toți vin, întreabă, vede și pleacă. Și noi suntem cei care suntem umiliți și care plătim taxe și impozite la fel ca cei din oraș. Pentru că noi aparținem de oraș. Asta puteți să-i spuneți. Și, de și ce... nu mai avem nevoie de primărie. Încă o dată spun. Și de ce atâta timp nu v-a fost ridicat pentru gunoiul? Pentru că nu s-au putut intra mașinile pe stradă. Că da, a plouat. A plouat și nu au avut curajul să intre. A intrat una singură și a rămas suspendată acolo. Am înțeles că să puteți ieși din curte săptămânile trecute, utilizați efectiv cisme pe scărești? Da, 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 da. Uitați-vă la vecina, i-a tăiat și țevile care le mai avea, uite, stăm cu balta în strapă. Doamne ferește, de ceva de salvare nu poate să zic. Nici salvarea.